Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă prezint o mașină pe care am intermediat-o pentru un client, mai exact un Hyundai Tucson din 2016, dar care o să vedeți imediat este foarte, foarte bine echipat. Și ce mai vreau să vă spun cu lucrul acesta, pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat de ce nu fac videoclipuri cu toate mașinile pe care le intermediez și de ce, spre exemplu, fac doar cu anumite mașini. Păi să vă răspund și la întrebarea asta, pentru că vreau să clarific lucrul acesta. Sunt unele mașini pe care mergem să le verificăm la 200 de kilometri, 150 de kilometri distanță față de locația noastră și noi nu știm în momentul respectiv dacă mașina o să fie cumpărată sau nu de către clientul nostru. Iar noi vrem să facem videoclipuri strict pentru mașinile pe care le și intermediem. Nu ar avea rost, nu știu, să facem un videoclip pentru o mașină care nu se cumpără prin intermediul nostru. Așa că, după ce am văzut mașina, da, și clientul vrea sau nu vrea să o cumpere, atunci noi putem să știm dacă facem sau nu videoclipul, normal, în cazul în care spune da. Iar atunci, dacă mașina se află la 150 sau 200 de kilometri de noi, normal nu o să mai mergem, nu știu, peste câteva zile să facem doar un videoclip. A doua parte a acestei probleme, să spun așa, ar fi faptul că nu toate mașinile ajung în România, nu știu, în zona mea, în sensul de în zona Banatului, în zona Timișoarei, ca să am posibilitatea când vin în concediu să le filmez, să le fac un videoclip, cum de altfel a fost, spre exemplu, la mașina de față. Deci de asta spun, la unele mașini, din păcate, nu o să fac videoclipuri amănunțite, pentru că sunt în diferite părți ale Germaniei și nu mai pot să mai mă duc încă o dată să le văd, doar ca să fac videoclipul, și ajung în diferite părți ale României, din nou nu pot să mă duc, nu știu, 500-300 de kilometri doar ca să fac un simplu videoclip. Dar puteți să mă urmăriți pe Instagram Autolate Germania, acolo postez toate mașinile pe care le verific. Deci sunt și anumite mașini care nu o să le vedeți pe YouTube. Bun, pe cam astea fiind spuse, vă reamintesc, dacă vreți să colaborăm, v-am lăsat un link în descriere de la site-ul nostru, autolategermania.ro. Cam astea fiind spuse, înainte să începem, nu uitați un like, iar acum haideți să vă arăt mașina. Bun, deci asta este mașina Hyundai Tucson din 2016. Da, este un Hyundai Tucson, cum am spus, foarte bine echipat, dar cu toate astea o să vedeți imediat, îi lipsesc câteva dotări. V-am mai spus lucrul acesta, de obicei când la o mașină bine echipată mai lipsesc anumite dotări, nu a fost, nu știu, din cauza că cel care a configurat-o de nou nu a avut bani, pur și simplu nu a avut nevoie de dotările respective, pentru că, spre exemplu, dacă Hyundai-ul acesta de nou a costat în jur de, nu știu, 35-36 de mii de euro, nu cred că cel care a configurat-o s-a zgârcit la 500 de euro sau 600 pentru o trapă panoramică sau așa mai departe. Nivelul de echipare, dacă mi-aduc bine aminte, se numește Platinum. Nu știu, o să mai vă spun în videoclip dacă mi-aduc pe parcurs aminte cum se numește exact. Pe partea de dotări, normal, avem senzor de parcare pe spate, cameră pentru marșalier, stopurile care sunt semi-LED, adică aici avem LED-uri și aici becuri normale. Așa. Mă, pe partea de defecte estetice, nu prea am ce să vă arăt, pentru că mașina chiar arată foarte bine, o să vedeți imediat, are și un număr redus de kilometri, avem și farurile cu LED, da, acum este puțin murdară. Singurul defect, să spun așa, de ordin estetic, pe care mi l-a spus și dealerul, ar fi aici, nu știu dacă vedeți, probabil a avut la un moment dat, nu știu, o mică îndoitură, ceva, și a fost revopsită, nu știu exact dacă se vede. Bun, și dacă toți suntem aplecați, vine cu jantele originale pe 19, cu anvelope de vară în stare bună, discurile și plăcuțele de frână, nu știu dacă se văd, sunt ok, și da, mașina a mai venit cu încă un set de jante, normal, nu este acum în portbagaj, cu anvelope de iarnă. Bun, dacă toți suntem la partea din spate, haideți să vă arăt și portbagajul. Avem haion cu deschidere automată, spațiul din portbagaj este ca la un Hyundai Tucson, nimic special. Dacă vă aduceți bine aminte, v-am mai prezentat în urmă cu ceva timp tot un Hyundai Tucson, doar că varianta facelift. Sper că vedeți, plasticile de pe lateral nu au zgârieturi, pentru că v-am spus, sunt predispuse. Așa, avem aici și închiderea la buton. Aș putea spune o opțiune destul de rară pentru un Hyundai Tucson. Așa, să vă arăt și locurile din spate. Mașina vine cu un interior din piele care arată foarte bine. Avem și piele perforată. Cam așa arată în interior. Chiar s-a păstrat foarte bine după aproximativ 6 ani. Sper că vedeți, nu are zgârieturi. Plafonul este curat.
normal, geam electric în spate și geamurile, nu știu dacă observați, sunt cu tentă. Ok. Să mergem și în față. Cam așa arată scaunul pasagerului, da, și scaunul pasagerului, sper că vedeți, are reglaje electrice care se reglează, nu știu dacă observați, în mai multe moduri, ceea ce mi se pare foarte tare, adică dacă acționăm doar în partea din față maneta, se ridică bucata din față. Dacă acționăm în partea din spate, se ridică tot scaunul și aici normal e switch-ul pentru spătar. Din nou, un Hyundai Tucson, cum am spus, bine echipat. Haideți acum să ne mutăm rapid și pe partea șoferului. Cam așa arată scaunul șoferului. Aici, nu știu dacă observați, sunt mici urme de uzură. Din câte am observat, nu știu, pielea de la Hyundai Kia este un pic mai slab calitativ, în sensul de face, să spun așa, o uzură prematură față de alte mașini. Dar, în orice caz, sper că vedeți, aripioara arată bine. La fel și aici, reglaje electrice, 4 geamuri electrice normal, oglinzi care se rabatează electric. Iar acum, haideți să trecem și la interior. Cam așa arată în interior acest Hyundai Tucson. Vă spun sincer, până să stau în această mașină, n-am mai stat într-un Hyundai Tucson non-facelift și din poze în app, interiorul cei drept mi se părea puțin cam anost. Dar vă spun sincer, când stai în mașina asta, chiar pare un interior modern, în ce sens, față de versiunea cu facelift. Personal, cred că îmi place mai mult acest interior decât la varianta facelift, nu știu, pare mult mai robust. Pe partea de dotări vine cu navigație, clima automată pe două zone și cea mai tare dotare, are și ventilație în scaune, fiind niște scaune din piele, credeți-mă, să ai ventilație, este o dotare mai mult decât necesară. Normal, avem și încălzire în scaune. Mașina este keyless entry, keyless go, ceea ce din nou mi se pare foarte tare. Iar aici, cum ar veni, toate aceste butoane sunt ocupate, pentru că mașina are și modul de condus, asistent la coborâre în pantă, tracțiune 4x4, senzor de parcare față-spate, deci consola, cum ar veni, este ocupată de butoane. Aici avem la două cup holdere, cotiera, asta este puțin important. Volanul arată super, super ok. Comenzi pe volan, pilot automat, iar aici avem și butonul pentru haionul care este acționat electric. Cum v-am spus, singura dotare care i-ar lipsi, cred că ar fi trapa panoramică și, hai să zicem, cutia de viteze automată. Dar, cum am spus, cel care a configurat-o de nouă, nu cred că s-a zgârcit la 1000 de euro, nu știu, pentru o cutie de viteze automată sau ceva de genul acesta. Eu cred că asta a fost pur și simplu preferința lui. Bun, mașina are, o secundă, 43.000 de kilometri cu un istoric complet. Cei care ați văzut postarea pe Instagram, v-am oferit acolo mai multe detalii despre dealer și așa mai departe. Deci 43.000 de kilometri, ceea ce mi se pare mai mult decât ok. Adică am putea o considera o mașină aproape nouă. Bun, haideți să vedem și cu ce motor vine sub capotă, pentru că aș putea spune că este cel mai cerut motor pentru acest model și, într-adevăr, poate și cel mai potrivit dacă vrei să ai, cum să spun, și parte de sportivitate, dar și parte de un consum cât de cât bun. Haideți să vedem ce motor are. Sub capot avem motorul de 2 litri diesel de 136 de cai. V-am spus, mi se pare un motor potrivit pentru această mașină, adică îți oferă și consum bun, ai și puțină putere, deci este mai mult decât ok. Nu prea am ce să vă arăt la motor, pentru că nu există scurgeri de ulei, nu există, nu știu, alte transpirații sau lucruri de genul acesta. 43.000 de kilometri, prea multe nu sunt de spus. Ce să vă spun sau să vă arăt mai mult de atât? Asta este motorul, 2 litri diesel, 136 de cai. Sunt curios câți dintre voi aveți motorizarea asta și, nu știu, dacă ați întâmpinat ceva probleme sau care este părerea voastră despre această motorizare. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Bun, deci cam asta a fost mașina. Dacă ați ajuns până aici, nu uitați să dați un like. Iar acum să vă spun și ultimele detalii, mai exact prețul. Prețul mașinii adusă în țară, mai exact în Arad, că ați văzut că are deja numere provizorii, a fost de 20.000 de euro 750, cum am spus, cu toate serviciile incluse. Transport, verificare și toate cele. Și chiar acum mi-a spus proprietarul că, nici eu nu știam de fapt, dacă mașina are inspecția tehnică din Germania recent făcută, nu știu acum să vă spun cât de recent,
ai o mică reducere când te duci să faci reareu. În mod normal ar fi fost vreo 850 de lei, iar dânsul a plătit în jur de 500-550 de lei. Deci nu știam că poate să te ajute inspecția tehnică din Germania dacă este recent făcută. Chiar sunt curios ce părere aveți voi, dacă credeți că a meritat prețul. Adică, na, acum normal că o să fie cu duș întors, la 20.000 de euro puteai să-ți cumperi și X5 seria 7, na, fiecare până la urmă cu părerea lui. Dar chiar sunt curios dacă voi credeți că a meritat mașina asta, ați văzut și voi doar 43.000 de kilometri. Bun, aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii, vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare. Ciao!